Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. Ziua bună! Aici în vale a avut loc bătălia de ieri de la Tușbaniuș. Unui reporter îi stă bine să fie la fața locului, nu? Pentru a nu fi posedat de adevăruri din post-adevăr. Pentru a nu avea preconcepții. Pentru a nu judeca după clișee, după brifajul dat de către puterile centrale. Ce să înțelegem din discursul lui Victor Orban? Sigur că o parte din media românească a preluat doar câteva puncte din discursul său pe care l-au catalogat analiștii de cabinet, analiștii de structuri, drept un discurs antioccidental. Pe de asta am venit la fața locului, pentru a lua pulsul mulțimii, pentru a înțelege toate nuanțele discuțiilor. Am participat la atelierele de lucru, au fost 40 de ateliere, au fost reprezentanții întregului cabinet, ONG-urile importante din Ungaria, companiile de stat publice și private, astfel încât colegii de-a mei au spus că este o acțiune de forță a lui Victor Orban. Doar ce nu se spune este că 20 de lideri politici români au fost chemați să participe la școala de vară de la Tușbaniuș. Tușbaniuș este un acronim din Tușnad și Balvanioș. Școala de vară a tineretului maghiar se organiza până acum în Balvanioș. Doar că aici, la Tușnad, există condiții mai prielnice unui aflux de câteva zeci de mii de oameni care să participe la concerte, să fie în prezența liderilor maghiari, liderilor comunităților locale, așa. L-am cunoscut și pe Dioșeg, patronul de la Sepsi. Am văzut pe arena din Sfântul Gheorghe, că Sepsi, asta înseamnă Sfântul Gheorghe, limba maghiară, cum Victor Orban a făcut o baie de mulțime. Aseară a avut loc mult contestatul meci între Ținutul Secuiesc și cel din Miercurea Ciuc. Ce a uitat mass media românească să consemneze este că s-a cântat imnul național al României. Deci discursul antioccidental de la Tușbaniuș. Păi, știți, fac o paralelă cu bătălia de la Posada, nu? Nu există mărturii asupra locului unde a avut loc bătălia de la Posada între Carol Robert de Anjou și Basarab, unde a fost prima victorie a românilor. 1330, în vara, în iulie 1330, împotriva lui Carol Robert de Anjou, astfel încât regele maghiar a trebuit să se îmbrace într-un nobil să plece. Există doar o cronică pictată la Viena care spune că a avut loc într-o posadă, adică într-un culoar cu stânci laterale. Doar speculantul de geniu Nicolae Iorga a mutat această bătălie pe Valea Prahovei. Nu există lucruri certe. De aceea s-au inventat cronicarii să fie prezenți la fața locului, să relateze, să asculte ce se discută, astfel încât mesajul să nu fie contorsionat de vreo ideologie sau să nu fie filtrat de către o corectitudine politică. Victor Orban, într-adevăr, a vorbit despre eșecul strategiei europene în războiul cu Ucraina. Și a dat patru piloni. De la început se credea Uniunea Europeană și Comisia Europeană a îndemnat țările să creadă că Ucraina va învinge în războiul contra Rusiei folosind tehnologie militară sau arsenalul anglosaxon și nu a reușit. Al doilea pilon, se credea că sancțiunile impuse Rusiei vor slăbi Rusia și conducerea sa. Nu s-a întâmplat.
Al treilea pilon. Sancțiunile vor afecta Rusia mai mult decât țările europene. Nu s-a întâmplat. Punctul 4. Lumea s-ar alinea în sprijinul Europei pentru victoria finală. Iată că ne aflăm într-o criză a euro, s-a depreciat cu 12% față de dolar. Viktor Orban a ținut un discurs de 2 ore. Era o căldură infernală și aici, lumea stătea cu pălării. Sigur că anunțul făcut că va discuta despre Van Omi Orok, adică în traducere liberă ceva ce este etern, s-a întâmplat un lucru minor. Prin minutul 20 al primei ore din discursul lui Viktor Orban, Mihai Târnoveanu, cel de la cel recunoscut pentru criza din cimitirul din Valea Uzului, are o asociație Calea Neamului sau așa ceva, în care a afișat un banner ce este etern, semnul întrebării, Transilvania, pământ românesc. Evident că lumea a deschis umbrelele astfel încât să nu se vadă de la prezidiu. Prezidiu în care era Zsolt Németh, prietenul de viață al lui Viktor Orban, șeful Comisiei de Politică Externă a Senatului, era László Tőkés, care a și vorbit despre cerându-i lui Viktor Orban să militeze mai mult pentru autonomia teritorială a Ținutului Securesc, lucru o obsesie de-a domniei sale de mai mult timp. În discursul de 2 ore, Viktor Orban n-a vorbit decât o singură dată despre Transilvania și mai mult despre poporul maghiar. Să mergem mai departe. Viktor Orban a spus exact ca noi, Ucraina este un proxy. Va sprijini viitoarele strategii europene dacă se vor îndrepta spre procesul de pace. Doar că pacea nu se poate, armistițiul nu se poate obține de către europeni care au eșuat cu cele două acorduri de la Minsk, spunând că au greșit că n-au invitat Statele Unite ale Americii când se discuta despre ce? Autonomia Crimeei. Printre altele a amintit Viktor Orban că dacă la putere erau Angela Merkel în Germania și Donald Trump în Statele Unite ale Americii, războiul din Ucraina n-ar fi existat. Ce spune Viktor Orban? Spune că pacea nu va putea fi obținută, pe Zelenski nu l-a amintit niciodată. Doar întreagăt a spus că ucraineana înseamnă cu Rusia. Un consilier de-a lui mi-a explicat să fiu atent la filmul care l-a făcut celebru pe Zelenski, că vorbea în limba rusă. Deci diferența între rusă și ucraineană nu prea există, dar așa cum am spus de la început, așa a spus și Viktor Orban, acest război nu este războiul nostru. Chiar dacă noi nu recunoaștem că am avut morți în timpul acestei conflagrații, Viktor Orban a spus că au existat 87 de maghiari care și-au pierdut viața și că națiunea maghiară pledează pentru unitate și pentru realizarea mai rapidă a păcii. Cum se va putea realiza armistițiul? Este destul de dificil în condițiile în care petrodolarii se întăresc, în condițiile în care oligarhii Americii fac mai mulți bani din acest război. E greu de obținut armistițiu, spune Orban, în condițiile în care Rusia va cere din nou garanții de securitate. Va merge mai departe în Ucraina, va avansa, asta era cuvântul, mai mult în Ucraina, cu atât în funcție de ce armament va primi Ucraina, astfel încât să-și asigure securitatea teritoriilor naționale. Evident că s-a discutat despre imigrație. Mulți zic că este o obsesie a lui Viktor Orban. Nu, el a și demonstrat și a lansat un nou termen care se va impune pe piața analiștilor geostrategici despre post-Occident. Ce este post-Occident în viziunea lui Viktor Orban?
Occidentul, la ora actuală, suferă de o deznaționalizare. S-a încercat prin acești imigranți să se creeze rase mixte. Există țări în Uniunea Europeană în care coabitează mai multe națiuni. Pe acestea le identifică Victor Orban ca aparținând post-Occidentului. Occidentul, în viziunea sa, este acela în care spiritualitatea a rămas aceeași. Și un lucru interesant ce a spus este că spiritualitatea s-a mutat în estul Europei. Evident, ca un foarte bun geostrateg, a vorbit și despre parteneriatul strategic pe care îl are cu Polonia. A recunoscut că există o serie de divergențe privind viziunile diferite ale celor două state, adică Ucraina, Ungaria și Polonia, privind războiul. A motivat că Polonia duce o politică externă justă pentru că dorește ca Rusia să fie cât mai îndepărtată de teritoriile ei și susține Ucraina cât mai mult din punct de vedere militar pentru ca Rusia să nu avanseze prea mult spre Polonia. El a amintit că vechiul parteneriat cu Polonia se va resuscita după obținerea păcii. Despre ideologia gender, spune că e o nebunie a Occidentului, a stângii internaționaliste. Că de acum înainte tema va fi între familie și mișcarea gender. În acest moment a spus orice ar face Occidentul sau post-Occidentul, cum l-a definit, în Ungaria vor rămâne un tatăl care e bărbat, mama care e femeie și copilul care trebuie lăsat să trăiască în pace, adică liber. În același timp, la Budapesta s-a organizat Gay Pride-ul fără autorizația de meeting din partea primăriei. Există ceva etern. De fapt, care a fost mesajul acestei reuniuni? A fost că națiunea maghiară va trece peste această criză. El a vorbit puțin despre sancțiuni. Mult au vorbit atelierele dinainte. Dacă sunt eficiente aceste sancțiuni sau duc la slăbirea și la pierderea idealului de prosperitate european, a vorbit mai mult despre trecut și despre viitor. A asigurat națiunea maghiară că ea va fi demnă. A chemat la unitate. Aici, în finalul discursului, a vorbit și despre Transilvania, patria mamă. Aici poate să fie o discuție despre patria mamă, istoricii de după 90 și mesajul ideologiei maghiare este că tot bazinul extra-maghiar este patria mamă. Politicienii români sunt în vacanță, n-au venit la Tușvaneș pentru că nu înțeleg limba, era să zic limba română, limba maghiară, pentru că n-au aplicarea spre dialog, spre dezbatere. Pentru ei e mai ușor să mergi servit de către Comisia Europeană, să te înneci odată cu Ursula von der Leyen, nume nu prea des pomenit în timpul atelierului de la Tușvaneș, pentru că toată lumea știe că Ursula nu este decât o sculă a noilor hegemoni ai lumii. Dacă Ungaria se va salva din această recesiune, pentru că se discută foarte clar despre recesiunea din Europa, sigur, guvernul României nu recunoaște acest lucru, Victor Orban a dat exemplu rezervelor naturale. A spus că în anii 1950 Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii aveau 75% din rezervele de petrol și de gaz ale lumii. Acum mai au 25%. Viitorul este al statelor care au resurse. Și cine are aceste resurse imense? România. Dar vin tot felul de pitpalaci și de pițifelnici să conteste
luptând în numele greierașului, croitorașului Cenușiu sau a greierilor de munte, astfel încât să nu ne putem exploata carierele, să nu ne putem exploata minele. S-au închis recent două mine de la Rovinari. Se discută despre area protejată de la Neptun Deep. Sigur că Sorin Roșca Stănescu a zis că ungurii ne ajută dacă se oprește exploatarea de la Neptun Deep, pentru că noi oricum nu beneficiem de nimic de pe urma acestor molecule de gaz. Dezbaterile vor fi aprinse. Ideea este să fim raționali și să vedem că în discursul lui Victor Orban de la Tușvanioș există extrem de multe elemente care preocupă societatea românească. O zi bună!